Să știți că emoții au decât cei care sunt contra candidații noștri. Noi nu avem emoții pentru că dumneavoastră, cei mulți, sunteți cu noi și noi suntem umaniști, așa ca și dumneavoastră. Ei vor avea emoții pe 9 iunie. Emoțiile și amintirile. Hai, fac o dată amintirile. Acum o să, dragii mei prieteni, nu vrem să stricăm această seară minunată. Dar dați-mi voie să spun câteva cuvinte și continuăm acest moment superb. Îi mulțumesc domnului Piedone, a animat, de fapt așa sunt aceste întâlniri frumoase. Câteva cuvinte în câteva fraze. Acum 4 ani de zile am depus jurământul prin care am spus foarte clar, voi pune toată priceperea și voi fi dedicat cetățenii acestui județ. Atunci ne-am asumat foarte clar să dezvoltăm acest județ, să deschidem acest județ, să ne aplicăm asupra sănătății acestui județ, să ne aplicăm asupra educației acestui județ, să ne aplicăm a dezvoltării infrastructurii acestui județ, să ne aplicăm a punerii în valoare patrimoniului acestui județ. Această echipă minunată, 3 studenți, face parte din patrimoniul județului nostru și îi mulțumim frumos. Noi vă mulțumim, domnul președinte. Da, merită toate aplauzile noastre, dar nu numai atât. Respectul de a fi umane aproape de voi, respectul față de voi, nu v-au dezamăgit niciodată și de aceea îi iubiți atât de mult. Am aici o echipă minunată de viitori primari, n-au încăput toți pe această scenă, niște oameni minunați care au înțeles că acest proiect pentru Constanța înseamnă, de fapt, dezvoltarea județului. Și aici vorbim de drumurile care s-au făcut și urmează să se facă. Aici vorbim de spitalele care se fac și iată, o să începe un spital. Aici vorbeam, cum spunea bunul meu prieten Puiuhașul, de reabilitare muzeului, dar am început cu mozaicul roman și care va fi gata. Am început cu mormântul tip ipogeu care va fi dat imediat în circuitul turistic. Am început cu reabilitările cetăților noastre, vor deveni cetăți care vor fi inclus în patrimoniul UNESCO. Am vorbit de ceea ce înseamnă instituțiile de cultură, iată, teatrele noastre, muzeele noastre au devenit obiective de vizitare și totodată ne reprezintă în Europa și nu numai. Dragii mei, avem nevoie de continuitate, avem nevoie de oameni care nu fac parte din interesele grupurilor. Am devenit, cum spunea Piedone, am deranjat foarte mult. Da, am avut curajul, verticalitatea, să spun nu intereselor transpartinice. Să ducem județul înapoi, acum, așa cum l-am preluat acum 4 ani. Intereselor de grup, intereselor transpartinice, și am avut curajul și din această seară mă voi lupta pentru voi, pentru că acesta este interesul. Să trăim cu toții mai bine, să trăim cu toții într-un județ în care noi să ne simțim acasă la noi, în care bogățiile noastre să ne aparțină și nouă. S-a făcut un apel să mergem pe 9 iunie. Cu siguranță vom merge noi, pentru că era o vorbă. Nu pot ei fura cât puteți voi vota. Da. Vom avea grijă ca ai noștri copii să rămână acasă. Vom avea grijă ca aceste spitale să aibă cei mai buni medici. Nu! Trenul spre București este cel mai mult medic pentru constanțeni. Vom avea grijă să înțelegem ce doresc cetățenii acestui județ. Așadar, avem nevoie de comunitate, de tot ce înseamnă comunitatea noastră multietnică. Oameni pe care i-am promovat, cărora le-am promis, identitatea culturală va fi susținută prin proiectele Consiliului Județean, identitatea limbii care a fost susținută prin diverse proiecte. Avem grijă pentru viitorul copiilor noștri. 20.000 de copii beneficiază de suport să facă sport, să devină mai sănătoși. Avem grijă
ca universitățile noastre să producă cei mai buni specialiști prin parteneriate cu ele. Dar cel mai important lucru, oameni buni, este să fim partenerul mediului de afaceri. Oamenii de afaceri să construiască aici, oameni de afaceri să dezvolte afacerile aici, banii lor să rămână aici, oamenii noștri să rămână angajați aici. Prin prezența mea la Consiliul Județean am fost garanția și voi fi garanția, așa cum am procedat, erau companii în domeniul energetic, iată Constanța a devenit cel mai mare hub energetic pe energie verde din sud-estul Europei. Stăteau cu sutele cereri de avize, certificate de urbanism, autorizații și noi când am venit cu aparatul propriu pe care l-am adus lângă mine și ce oameni minunați care am găsit acolo, în 5 zile beneficiază de suportul nostru. Aici este secretul vieții noastre, să nu punem piede, să nu distrugem. De cele mai multe ori administrațiile încurcă, nu sunt suport. De ce? Pentru că sunt oameni care n-au performat în viața lor, sunt oameni care s-au îmbogățit datorită mandatelor avute fie de primar sau în alte funcții în domeniul bugetar. Oameni cu mare experiență, oameni care se trudesc să plătească taxe și impozite, nu au acumulat averi. Duceți-vă de jur împrejurul Constanței și vedeți, mulți primari, primari au devenit cu mii de hectare au avut. De unde au avut bani din buget, din banii lor de bugetat? Asta puneți-vă întrebarea. Mai vedem astăzi cum un partid, cum suntem noi, până pe data 30 am avut autorizație să ținem niște corturi care au fost vandalizate. De ce? Pentru că e frică de oameni care vin în fața dumneavoastră să le spună adevărul și care luptă pentru viața dumneavoastră. Închei spunându-vă doar atât. Nu e momentul experimentelor, dar este momentul să curățăm ceea ce nu funcționează. Și aici lângă mine este Jihan Esergheb, un om care a demonstrat atât lui, familiei lui și nouă, că a fost aproape de oameni. Este un om tehnic care știe cel mai bine ce trebuie să facă pentru municipiul Constanța. A spus-o foarte frumos, vrea să redea demnitatea și bucuria de a trăi în Constanța. Candidatul nostru la primăria municipiului Constanța.